După 17 etape disputate, Handball Club Zalău ocupă locul 8 în clasamentul Ligii Florilor. Fetele pregătite de Elena și Gheorghe Tadici au pierdut ultimul meci de pe teren propriu în fața liderului SCM Râmnicu Vâlcea la 5 goluri diferență. Deși a schimbat jumătate din echipă, Handball Club Zalău a rămas singura echipă 100% românească care evoluează în Liga Florilor. 7 din cele 14 echipe au adus schimbări pe banca tehnică. Acest sezon competițional are cele mai multe modificări în rândul antrenorilor. La startul noului sezon competițional în Liga Florilor erau 55 de jucătoare străine. Situația din prima ligă nu este deloc îmbucurătoare. HC Zalău este singura echipă 100% românească, o echipă cu renume în sportul românesc. Campioana României, CSM București, are în componență 10 jucătoare străine, iar HCM Râmnicu Vâlcea are 8 sportive de altă naționalitate. SCM Craiova, Măgura Cisnădie și Minaur Baia Mare au fiecare câte 5 jucătoare străine. Gloria Buzău are în componență 4 jucătoare, Corona Brașov, Dunărea Brăila și CSM Gloria au fiecare câte 3 jucătoare din afara țării. După 17 runde, HC Zalău a obținut 6 victorii, 2 egaluri și a pierdut 8 meciuri. Handball Club Zalău stă în următoarea etapă, primul meci al rundei fiind programat sâmbătă 2 martie la Cluj-Napoca, unde Universitatea va primi vizita echipei pregătite de Bogdan Burcea, SCM Craiova, locul 7 în clasamentul Ligii Naționale. După 7 etape disputate în 2019, zălăoancele au obținut 3 victorii pe teren propriu. În fața Craiovei, scor 28-22, pe data de 18 ianuarie, au învins Corona Brașov, scor 34-29, ultima victorie fiind în fața Gălățencelor la 10 goluri diferență și au suferit 4 înfrângeri în fața echipelor Minaur Baia Mare, CSM București, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea. Următorul meci al Zalăului este programat pe 10 martie pe teren propriu cu Măgura Cisnădie.